Comisia de disciplină a început deja să-și facă treaba în cazul Marian Rotaru, mai multe persoane fiind audiate pentru a pune cap la cap filmul pedicurii din biroul directorului de la Patrimoniu. Edilul Marcel Romanescu și-a dat seama că directorul a mințit când a aruncat gogoașa cu luxația la picior și așteaptă o concluzie în acest sens. Cred că la momentul acesta am trecut peste această ipoteză. Deci e o mare dezamăgire. Nu poți să spui atâta timp cât se văd acolo pe masă alte truse, să vii să spui că ești cu probleme la picior, cu fașe. S-ar putea să fie și probleme de sănătate. Nimeni nu contesta acest lucru. Dar acolo nu era cabinet de asistent medical, era pentru altă activitate. Vom vedea ce se întâmplă cu Comisia de Disciplină. Și pentru că Romanescu dă înainte cu legea care nu-i permite să-l sancționeze pe Rotaru, tot edilul vine cu o altă variantă. Acesta susține că dacă ar fi în ipostaza lui Rotaru, ar pleca de bunăvoie. E clar că nu, femeia respectivă nu-și mai dorește ca să-l mai vadă vreodată pe Maria Rotaru, însă ca primar întotdeauna trebuie să te bazezi pe lege și pe ceea ce spune legea. Dacă e un comportament sau a avut cu adevărat un comportament care nu-ți lasă posibilitatea să-i dai o sancțiune, trebuie să-ți adun toate probele și să vezi exact ce ai putea să faci. E regretabil, e clar, indiferent ce s-a întâmplat, e regretabil. Dânsul încă o dată, în continuare, spune că n-a fost decât o discuție legată de probleme de serviciu, deci n-a fost o discuție dură de pe urma căreia doamna să fi făcut ceea ce a făcut, da. Eu dacă eram în locul lui și aș fi avut decența necesară, astăzi nu mai eram în primăria municipiului Târgu Jiu, plecam. Dacă aș fi fost în locul lui și aș fi văzut ce s-a întâmplat. I-ați spus lucrul acesta? Am avut o discuție cu domnul Rotaru, nu numai una, mai multe. Mi-a spus că este nevinovat. De când a preluat funcția, Marian Rotaru este cel mai contestat director din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu.